Atenție mare, ce și de unde vă faceți aprovizionarea cu produse specifice meselor de sărbători. Dar în egală măsură precauție sporită și la produsele alimentare de post. Dacă aveți suspiciuni cu privire la calitatea sau termenul de valabilitate al acestora, nu ezitați să informați instituțiile specializate în siguranța alimentară. Colega mea din Argeș, Elena Picu, a realizat un material pe acest subiect foarte important pentru sănătatea noastră, a consumatorilor. În această perioadă, specialiștii din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș desfășoară ample acțiuni de verificare și control, mai ales la produsele de post, știut fiind că mulți credincioși creștini ortodoxi le preferă în aceste zile. Pe piață există produse de calitate și sigure, din punct de vedere al siguranței alimentelor. Colegii supraveghează din toate piețele, supraveghează agenții economici. Recomandarea mea este să achiziționați aceste produse doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. Adică nu în zonele adiacente piețelor, care probabil mai vin să vândă produse și dacă nu sunt verificați de către medici veterinari sau ingineri de specialitate, nu putem să vă garantăm calitatea produsului. Acțiunile de verificare din teren își dovedesc din plin eficiența. Până în acest moment nu am avut abateri grave de la lege. Sunt lucruri minore pe care le-am întâlnit în ceea ce privește depozitarea necorespunzătoare sau anumite zone mai puțin igienizate, așa cum ne dorim noi, dar abateri grave nu am avut. Ceea ce înseamnă că agenții economici au înțeles că aceste lucruri trebuie să și le asume și până la urmă știți că cel mai critic este tot cumpărătorul. Dacă observă că lucrurile nu sunt în ordine, evită să cumpere în aceste unități. Acțiunile de control ale specialiștilor de SVSA Argeș sunt tematice sau ca urmare a unor reclamații venite din partea consumatorilor. Și avem sesizări, e adevărat, unele se justifică, altele nu, sunt și unele subiective, dar se adresează fie pe site-ul nostru, fie la telefon, fie pe adresa de Facebook. Deci noi avem multe posibilități, și reacționăm de îndată. Faptul că avem medici în tot teritoriul, pe tot teritoriul județului Argeș, putem să reacționăm destul de repede, chiar dacă perioada aceasta suntem foarte aglomerați cu controlele, cu verificările, răspundem în timp util. Dincolo de aceasta, tot acum se face și aprovizionarea cu carne și preparate tradiționale specifice Crăciunului, motiv pentru care specialiștii de SVSA Argeș supraveghează atent și aceste produse.